not the one who's so far away. When I feel the snake bite enter my veins, never did I wanna be here again. And I don't remember why I came. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody be a saint. Look, I am your father. Azi vorbim despre mâzga de la Melci, Biserica Ortodoxă Română, homosexualitate și statul paralel. Nu, am greșit subiectul. Despre Halloween. În luna octombrie se numără bobocii. Dacă locuiești în America, se sărbătorește Halloween-ul. Dacă stai în România, te duci în pelerinaj la Sfânta Paraschiva să pupi și tu niște moaște. Se sărbătorește Halloween-ul în țara în care locuiți. În Statele Unite și în Canada, Halloween-ul este o sărbătoare binecunoscută. Însă obiceiuri asemănătoare celor de Halloween se regăsesc în multe alte culturi de pe glob. În unele locuri se țin sărbători care, deși poartă alt nume, au teme similare cu Ziua Morților. Originile Halloween-ului datează de acum 2000 de ani. În zona în care acum era Irlanda, Regatul Unit și nordul Franței, trăiau celții care sărbătoreau anul nou celtic pe 1 noiembrie, acea zi specială dintre iarnă și vară. Atunci se credea că fantomele celor morți se întorc pe pământ și se aprindeau focuri sacre de către druizi. După cucerirea romană a teritoriilor celtice, în cursul a 400 de ani, două festivaluri de origine romană au fost combinate cu tradiționala serbare celtică de Samhain. Primul a fost Feralia, adică romanii comemorau în mod tradițional întâlnirea cu cei morți, și al doilea festival a fost dedicat zeiței Pomona, zeița romană a fructelor și copacilor, de aici și tradiția legată de mere în timpul festivalului Halloween. Pe 13 mai 609, un anumit papă, adică Papa Bonifaciu al IV-lea, dedică la Roma în onoarea tuturor martirilor creștini, numind această zi Ziua tuturor martirilor. În anul 1000, biserica face din ziua de 2 noiembrie Ziua tuturor sufletelor. De la Ziua tuturor sufletelor a ajuns numită Ziua Sfinților, adică All Hallows sau All Hallowmas, Halloween, cu alte cuvinte. În sfârșit, Halloween ajunge în America, în special în coloniile din Sud. Și din credințele și obiceiurile diferitelor grupuri etnice europene, precum și din versiunile indienilor americani, s-a născut o nouă formulă distinctă americană de Halloween. Sărbătoarea a inclus evenimente publice organizate pentru a celebra recolta, dar și despre povești, despre moarte, soartă, istorii cu fantome, unde se dansa și se cânta. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, America a fost inundată de alți noi imigranți. Așa apare ideea împrumutată din Irlanda de trick or treat, ne dați sau nu ne dați. Dar există Halloween și în jurul lumii. Cum a început totul? Halloween a fost întotdeauna o vacanță plină de mister, magie și superstiție. Una dintre cele mai vechi sărbători din lume, care este încă sărbătorită astăzi într-un număr mare de țări de pe glob. De exemplu, în Mexic și în America Latină se cheamă Dia de los Muertos, ziua celor morți, și onorează strămoșii. În țări precum Irlanda, Canada și SUA, fiind legată de festivaluri antice și sărbători religioase. În seara zilei de 5 noiembrie se aprind focuri în întreaga Anglie, spre exemplu. Sunt arse efigii și focuri de artificii izbucnesc peste tot. Deși se încadrează în același timp și ca urmare a unor tradiții similare, este legată de fapt de englezi și de reforma protestantă a lui Martin Luther, ziua tuturor sfinților. La 5 noiembrie 1606, Fox a fost executat și condamnat pentru că a încercat să arunce în aer Parlamentul, și de aici și istoria. Și în România există practici asemănătoare, dar cum se sărbătorește Halloween și de unde vine el? Ziua morților, sau luminăția, așa cum este denumită popular în România, este sărbătorită de ortodoxi de obicei pe data de 8 noiembrie. Cu ocazia Sfinților Mihail și Gavril, însă întrepătrunderea cu tradiția catolică a dus și la preluarea obiceiurilor. În zone precum Ardeal, Banat și Maramureș, aceste cutume s-au păstrat chiar până în zilele noastre.
Printre cele mai importante simboluri au fost bomboanele, pentru că celții din antichitate încercau să îmbuneze spiritele rele cu dulciuri. Secole mai târziu, biserica i-a încurajat pe cei ce țineau sărbătoarea tuturor sfinților să meargă în ajunul ei de la o casă la alta și să ceară mâncare în schimbul unei rugăciuni rostite pentru morți. Așa a luat naștere formula tipică Halloween-ului, ne dați ori nu ne dați. Trick or treat, nu? De obicei, în această noapte înfricoșătoare, un alt obicei și simbol este să te îmbraci în costume care imită vrăjitoare, vampiri sau zombi. Dar acest obicei vine tot de la celți care obișnuiau să poarte măști înfricoșătoare pentru ca spiritele rele să-i confunde cu alte spirite și să-i lase în pace. Treptat, biserica a amestecat obiceiurile păgâne cu ziua tuturor sufletelor, adică ziua morților, și cu sărbătoarea tuturor sfinților. De aici, doar un pas, nu? Mai târziu, cei ce țineau această sărbătoare mergeau de la o casă la alta, purtând costume de sfinți, de îngeri sau de diavoli. Și mai avem și simbolul dovlecelului, acei dovleci scobiți care au înăuntru o lumânare. Însă la început au fost folosiți napi scobiți și iluminați, care erau puși la vedere pentru a alunga spiritele rele. Pentru unii, lumânarea din interiorul napului reprezenta un suflet captiv în purgatoriu. Ulterior, au început să se folosească mai mult dovlecii scobiți. Dar nu totul este roz cu ocazia acestei sărbători, pentru că există persoane care au o fobie de Halloween. Această frică se numește Samhainofobie. Alte motive și simboluri sunt legate de buvnițe, foarte întâlnite în decorațiunile de Halloween, pentru că în Europa medievală se credea că acestea sunt vrăjitoare. De acolo vine superstiția că atunci când auzi o buvniță cum cântă, cineva moare. De asemenea, Halloween-ul și folclorul celtic au dat naștere celor mai interesante mituri și legende. Printre ele este vorba despre Jack, care era un fermier bețiv care l-a păcălit pe diavol, însă farsa lui l-a costat scump, nefiind primit să treacă nici prin porțile raiului, nici prin cele ale iadului după ce a murit. Neavând încotro, Jack a trebuit să rătăcească în purgatoriu și și-a făcut o lampă dintr-un nap și o bucată de cărbune care căzuse din iad, aceasta ajutându-i sufletul pierdut să se orienteze. De aici și tradiția. Și mai există o grămadă de alte simboluri care sunt asociate cu sărbătoarea de Halloween, printre care liliecii, păianjenii, vrăjitoarele, cazanele cu poțiuni, pisicile și multe altele. Însă în această noapte, chiar dacă vă veți întâlni cu zombii, vampiri, mumii sau Frankenstein, mitologica vă urează un Halloween desperiat. Strange in the neighborhood. Who you gonna call?